Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață. Te închizi geamul. Și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, oameni buni, noi suntem în direct aici și mai strigăm să închizi geamul, să vezi că asta e într-o emisiune în direct dimineața. Așa se întâmplă lucrurile, de aceea și zic eu că avem oameni care se uită în fiecare dimineață, apreciază faptul că facem emisiunile fără multă pregătire din aceea specifică unei emisiuni, mai ales specifică unei asemenea perioade. Spuneam ieri că încheiem un ciclu cu partidele politice din Neamț, cu președinții partidelor politice din Neamț, dar între timp am avut surpriza, bucuria, cum doriți dumneavoastră, să fim contactați de președintele interimar al unui alt partid, de data aceasta un partid altfel, care apare pe piața partidelor politice din Neamț, un partid care ne aduce aminte de ceea ce pe vremuri, ca denumire, eu nu vorbesc de năravuri și de mod de organizare sau altceva, de ceea ce înainte s-a numit un partid al moldovenilor, care la un moment dat a dat chiar și un primar la Iași. Este vorba despre un partid care s-a născut dintr-o asociație, acest partid. Deci, asociația respectivă se numea Împreună pentru A8. Dacă țineți minte, a fost o întreagă emulație la vremea respectivă cu o mobilizare fantastică pentru zona noastră, cu oameni care au spus avem nevoie de autostrada A8-ul, etc., etc. Între timp, din acea asociație, s-au desprins niște domni care au format un partid care se cheamă acum Împreună pentru Moldova. Președintele interimar al acestui partid este un domn care a mai fost la noi în emisiuni și care la vremea respectivă inițial a reprezentat un partid politic nou. După aceea ne-a povestit cum e să pleci din partidul acela nou în altă parte și acum este președintele interimar al acestui partid. Domnul Irinel Petrariu, bună dimineața, bine ați revenit la noi la cafea. Bună dimineața, domnule Valentin Bălănescu, spun bună dimineața și invitaților dumneavoastră, telespectatorilor și tuturor celor care ne urmăresc și nu numai. Ce pot să mai zic după așa cuvinte frumoase? Nu pot să spun absolut nimic. Da, aveți dreptate, Partidul Împreună pentru Moldova este un partid nou pe piața partidelor din Neamț. Am fost desemnat de conducerea de birou politic național să fiu reprezentantul președintele interimar, mai corect vorbind, al formațiunii până la înființarea filialelor și în filiala biroului politic județean prin alegeri, așa cum prevede statutul. De ce? Probabil că apare întrebarea de ce Împreună pentru Moldova și nu altceva. Probabil. Sigur. Deci vă mulțumesc atunci. Înseamnă că am anticipat corect. Am anticipat corect următoarea întrebare. În primul rând aș începe să vă explic de ce Împreună pentru Moldova prin a mulțumi tuturor celorlalte partide pentru ofertele pe care mi le-au făcut în a mă alătura în idealurile mele politice alături de dumnealor. Doar că am preferat să rămân pe un partid de centru-dreapta. De ce? Pentru că așa consider că este mai corect și să-mi păstrez o linie pe care am îmbrățișat-o atunci când am intrat în politică, nu de mult, cum bine ați spus. Am intrat în USR. Când intri într-un partid de centru-dreapta, viziunea mea politică este că nu poți să te muți într-un partid de stânga, după aia într-un partid de centru-dreapta, dar modern, și tot schimbăm ideologii. Cea mai importantă ideologie pe care eu am descoperit-o la Partidul Împreună pentru Moldova este aceea faptului că ești ascultat, că se ține cont de părerea ta, chiar dacă nu ai nicio funcție, chiar dacă nu ai, și se încearcă a corija
anumite aspecte pe care nu le știm nici noi, nici alții. Și nimeni nu se împăunează a fi atot știutorul Pământului, așa cum se întâmplă. Haideți să spunem că dumneavoastră ați fost în USR, să reamintim oamenilor că ați fost în USR, ați intrat într-un conflict, ca să spunem așa, ghilimele, fără ghilimele, cu mănuși sau fără mănuși, cu președintele organizației și ați plecat, nu știu cât ați plecat, cum se spune, că ați vrut dumneavoastră, cât ați avut presiuni să plecați. Ideea este că ați fost într-un partid care avea un discurs extrem de atractiv la un moment dat și ați ajuns acum aici, într-un alt partid, unde spuneți dumneavoastră sunteți ajutat și ascultat. Da. Așa bun. Este. Știți că este foarte greu să pui pe picioare foarte repede un partid nou, chiar înainte de alegeri. Știm. Asta dovedește faptul că nu am plecat din USR pentru funcții, așa cum susțin actualii conducătorii, măriți conducători ai biroului județean și însuși Iulian Bulai, deputatul Iulian Bulai. Că am plecat, că nu sunt matur politic. Nu, am plecat pentru că eu am intrat în politică să-mi ajut comunitatea locală. Am plecat după 20 de ani de Occident, am învățat că dezvoltarea unei națiuni pleacă de la o comunitate locală dezvoltată. Degeaba dezvoltăm Bucureștiul, Clujul și Timișoara, iar o regiune întreagă este în beznă. Și atunci consider că este mai apropiat să fii alături de cei care te trimit la București, de exemplu, da? Când te-a trimis, când ești deputat de Neamț și nu vii cu niciun proiect pentru Neamț 3 ani jumate, și cu 2 luni înainte de campanie cer 25% pentru modernizarea Moldovei, când uiți, da? Și când devii ipocrit pe televizor și în toate mesajele în care ataci valorile culturale, religioase, ale poporului nostru, poporul așa s-a născut, un popor ortodox, iar tu faci blasfemii și nu poți, eu cel puțin nu pot să fiu ipocrit, n-am fost niciodată. Iar cum ați menționat dumneavoastră faptul că, bine l-ați menționat, că am plecat sau am fost ajutat să plec, mulți dintre telespectatorii dumneavoastră și simpatizanții mei de pe Facebook poate nu au înțeles, sau mulți colegi din USR nu au înțeles de ce am plecat eu. Pentru că am ales să fiu în mijlocul cetățenilor, să ajut înainte de starea de urgentă, am dat din banii proprii ajutoare și materiale dezinfectante, atât cât am putut să cumpăr și cât am găsit disponibil pe farmacii în magazine, iar biroul județean a considerat oportun să mă suspende pentru că nu am ascultat linia partidului, chiar dacă nu aceeași sentință sau nu aceeași pedeapsă, să-i spunem așa, a fost aplicată colegilor la o săptămână după ce eu am fost suspendat, care au făcut exact același lucru. Și am cazurile concrete, sunt pozele, sunt scrise atunci, deci nu vreau să fac o istorie mai mare, că nu suntem aici să dezbatem problema USR. Bun. Sau a demisiei. Haideți să ne întoarcem. Băi, nu, că va trebui să discutăm și problema USR la un moment dat. Haideți să ne întoarcem la alternativa pentru, inițiativa pentru Moldova. Pe ce vă bazați în județul Neamț în momentul acesta? În afară de faptul că în momentul în care oamenii aud despre un partid care este legat cumva de zona lor, devin interesați. În primul rând, pe ce ne bazăm? Și prin asta vreau să informez toți cetățenii județului, da? Și toți cei care au drept de vot, că vom participa la alegerile locale acolo unde vom avea filiale. Deci vom participa la Piatra Neamț, la județ și în celelalte filiale care le vom înființa deci, în curând. Deci veți avea candidat la Consiliul Județean? O să vedem, dacă probabil că da. Nu știu dacă neapărat la Consiliul Județean ca funcție de președinte, n-am stabilit, dar ca listă de consilieri județeni cu siguranță. Și de ce? Că m-ați întrebat de ce împreună pentru mine ca alternativă politică. Pentru că dacă vă uitați la ce se întâmplă pe piața politică zilele astea, toată lumea aleargă disperată să facă alianțe. Dar toată lumea uită, toate partidele uită un lucru, că alianțele astea se fac între ei, iar poporul este obligat să voteze ceva. Alianță. Trebuie, îi bagi pe gât o gălușcă care poate nu vrea să o înghită.
ne ținem cont de părerea lui. Electoratul își dorește schimbare și dacă mergeți în mediul rural, dacă mergeți pe stradă, în piață, la Roma, la Târgu Neamț, la Piatra Neamț, la București, toată lumea spune în cor un singur lucru. Domnule, clasa politică bătrână, cea de 30 de ani, a partidelor mari, care nu fac nimic, care se duc toate pe nepotism, care fac tot felul de trăsnăi, trebuie să înceteze. Epoca aia trebuie să apună, să vină alți oameni cu alte viziuni, care nu mai sunt atât de, cum să văd, ancorați în profitul sau interesul personal. Bun. De asta am ales Împreună pentru Moldova. Împreună pentru Moldova, dacă ar fi acum să vă întreb trei lucruri pe care le propune în afară de acest discurs cu clasa politică nouă. Deci, cum mă convingeți pe mine, în afară de clasa politică nouă, cu trei lucruri care, sau cinci, câte vreți noastră, dar care să vină să mă facă pe mine să spun wow, eu cu ăștia mă uit un pic mai atent să văd dacă ăștia merită să-i votez. Adică plecăm doar cu aceeași idee cu autostrada sau există și un program, un proiect mai larg, un proiect care să îi facă pe moldoveni să zică da, domne, hai să vedem ce-i cu băieții ăștia, că și în alte părți din lume au fost partide regionale care au ajuns în guvern. Da, vreau, în primul rând aș vrea să fac distinția pentru telespectatori să înțeleagă că acest partid regional nu se referă la faptul că noi dorim ca Moldova să fie o, un ținut secuiesc sau un ținut al moldovenilor. Nu, se referă doar la partea financiară. Da? Deci vrem să reprezentăm mai bine partea Moldovei, care, dacă priviți harta autostrăzilor din România, o să vedeți că în zona Moldovei există doar acei câțiva kilometri de șosea de centură în jurul Bacăului. Atât. Deci nu există altceva. Plecând de la ideea Împreună pentru a 8 și plecând de la ce ați spus dumneavoastră în afară de autostradă, să-mi spuneți mie cum putem să dezvoltăm o zonă în care nu ai acces feroviar, nu ai acces rutier, ai aeroporturi foarte mici, prost dezvoltate spre deloc, ai cetățeni, o generație de oameni foarte îmbătrânită, pentru că toți tinerii pleacă fie în Ardeal, fie în Occident. Aici vrem noi să facem treabă, în sfera asta. Am încercat întotdeauna toate fondurile care vin de la guvern, care vin de la, de la Uniunea Europeană, pe axele XYZ, da? Pleacă de cele mai multe ori în zonele de influență de la București. Eu nu spun că este rău să faci șoseaua de drumul expres Pitești-Craiova. Este foarte bine că aduce României o plus valoare. Dar totuși, până să ajung eu din Piatra Neamț să folosesc acel drum, la mine, la moldoveanul de rând, cel om de plătitorul de taxe din Piatra Neamț, din Botoșan, din Suceava, din Vaslui, cine se gândește? Pentru că am văzut că baronii locali nu și partidele locale nu se gândesc. Bine. Pleacă cu discursul, domnule, vom face, vom drege până ajung acolo. După ce ajung acolo, uită cine i-a trimis în Parlament, cine i-a trimis în guvern, uită cine i-a votat și își aduc aminte cu trei luni înainte de alegeri. Și care este garanția pe care o am eu că reprezentanții PIM nu vor uita și ei? Reprezentanții IPM. Cea mai mare garanție pe care IPM Neamț vă oferă la momentul actual este integritatea membrilor, integritatea morală și personală. Suntem, și vorbesc despre mine și despre colegii mei care am înființat această filială județeană în Neamț, suntem oameni care am ales principiile înaintea funcțiilor și înaintea partidului. Am ales un principiu, deci nu am lăsat pe nimeni să mă calce în picioare fără argumente, am stat demn și m-am luptat pentru interesul meu, iar când am văzut atunci că nu mai sunt dorit, nu am făcut un scandal monstru, ci m-am retras în liniște și îmi văd de drumul meu și de parcursul meu și de idealul meu de a-mi ajuta comunitatea locală. Deci asta este primul punct. Din punctul meu de vedere, este cel mai important. Pentru că dacă tu ai niște membri integri care nu se lasă șantajați, manipulați, și să fie obedienți către o conducere care ordonă sau bate cu pumnul în masă, atunci vom câștiga. Din cauza asta avem în administrație oameni cărora le este frică să-și spună punctul de vedere, să scoată la iveală greșelile, să corijeze defecțiunile pe care le văd.
De asta avem un sistem medical care nu funcționează absolut deloc, pentru că nu vrem să și avem curajul să stăm drepți și să spunem, domne, este greșit, nu ne asumăm greșeala. Întotdeauna altcineva este de vină, nu noi. Sau... Fără să dăm argumente, fără să dăm argumente. Și asta știți cum se numește, ipocrizie curată. Despre asta vorbim. Avem două mesaje, unul interesant. Domnii mei, nu contează partidul pe care îl reprezinți atâta timp cât ai voința să faci ceva pentru țară și popor, iar schimbarea începe cu fiecare dintre noi. Nu putem aștepta să vină autoritățile să facă tot, inclusiv curățenie în fața porții. Trebuie mai multă voință din partea cetățenilor, iar cei care ne conduc să fie cu credință și după ce depun jurămintele, adică după ce ajung pe o funcție. Și mai avem un comentariu de la doamna Oana, o salut. Domnul Petrariu a venit să războiască din nou cu domnul Bulai? Nu. Că deja, nu. Deci haideți să facem o precizare. Domnul Petrariu a venit pentru partidul domniei sale, dar eu nu pot să mă abțin să nu îl întreb și lucruri care țin de participarea sa la nivelul USR. De ce? Pentru că nu este niciun secret. În momentul acesta sunt mulți din USR care se îndreaptă spre noul partid. De exemplu, omul care a stat în spatele, ca să spun așa, succesului partidului într-o campanie deja devenită foarte cunoscută, când USR a făcut o mare figură frumoasă la Piatra Neamț, domnul Stoian, dacă nu mă înșel, domnul Ovidiu Stoian, este acum la IPM. Este președintele filialei Piatra Neamț. Și îl felicit pe această cale pentru principialitatea de care a dat dovadă și pentru faptul că a decis să vină alături de mine. El știe foarte bine, noi știm cel mai bine din interior cât ne-am luptat cu așa zisele, haideți să le spunem, neprincipialități, să nu le spun altfel. Da? Da, cred că avem și o fotografie cu domnul Stoian, o să găsim o dată, că merită să fie și el. Așa îl așteptăm și într-o emisiune, dacă vă dori. Uite, acum este fotografia pe ecran. Da. Deci, îl salut pe acel, știu că mă urmărește și te salut, Ovidiu, felicitări și știi tu cum e sloganul nostru, împreună vom reuși. Așa, deci de asta fac această precizare. Este inevitabil să nu atingi subiectul în condițiile în care o parte din membrii pleacă aici și probabil că au niște argumente, după cum și cei care au rămas în USR au și ei niște argumente. Da. Noi nu judecăm lucrurile. Noi încercăm să îi facem pe invitați să le prezinte în interesul celor care se uită. Bineînțeles că electoratul trebuie să fie bine informat, pentru că trebuie să vezi problema sau un subiect trebuie să-l vezi din ambele părți, deci din ambele părți implicate. Nu poți să vezi doar dintr-o anumită parte, pentru că devii subiectiv. Nu ai cum. Da. Haideți să încercăm să ne raportăm la USR ca la un alt partid din care ați făcut parte, pe care l-ați respectat cât ați fost acolo și probabil că îl respectați și acum ca ideologie, că altfel nu vă duceați acolo, aveți o problemă cu anumiți oameni, dar este o altă... Pe mine nu mă interesează asta. Pe mine mă interesează... Permiteți-mi să vă întreb, nu am o problemă cu anumiți oameni, cu oameni în sine. Eu am o problemă cu forma de conducere și cu modalitatea de conducere, cu impunerea de ordine pe sub masă. Cu asta am eu o problemă, cu acea transparență pe care o propovăduim, dar nu punem în aplicare atunci când trebuie, în interior, când nu ne vede nimeni. Aici este problema, nu este problema personală a mea cu domnul Bulai, cum a spus telespectatoarea noastră. Da? Nu este o problemă personală cu domnul Bulai. Îl stimez, îmi place foarte mult, îi ascult discursurile, doar că sunt fără fond. Și eu vorbesc din interior și nu vreau să-i fac reclamă mai mare decât este. Am înțeles. Haideți să ne întoarcem. Care este, cum să spun eu, reacția oamenilor când au aflat despre partid? Împreună pentru Moldova? Da. Să știți că am avut un feedback foarte mai pozitiv decât atunci când am postat că sunt din USR. În momentul în care îmi schimb o poză și mi-o pun împreună pentru Moldova, vin alături de noi, cei care mă urmăresc pe Facebook și mă urmăresc profilul meu, știu și văd, da?
La USR mai primeam tot felul de zâmbete, comentarii răutăcioase, tot felul de chestiuțe, ceea ce e normal. Ei, aici, la Împreună pentru Moldova, credeți-mă că nimeni nu mi-a trimis nimic, toată lumea nefelicită. Haideți să vă spun. Nu-s mulți, ce-i drept, dar, cum să vă spun, nu mai vedem acea răutate. Domnul Petariu, haideți să vă spun eu. Împreună pentru Moldova sună mai mămos așa. USR-ul era văzut ca o chestie radicală care vine și spune vrem asta, Împreună pentru Moldova, chiar dacă ca formațiune politică este ceva nou la noi, dacă exceptăm UDMR-ul, da? Da. Așa, sună mai moldovenește, mai mămos, adică bă, suntem împreună pentru Moldova, de aceea zic e greu să vină cineva să vă spună, să vă facă răutăți. Aici vin oamenii care își doresc, eu nu știu dacă să pronunț cuvântul, mai multă liniște, siguranță, își doresc dezvoltare locală, ceea ce nu este rău deloc. Despre asta vorbim, da? Asta înseamnă că în spatele celor care pregătesc campania, pregătesc sloganurile partidului, sunt oameni profesioniști care știu ce fac. Sunt acei oameni care, probabil pe care nu-i știe mai mare lume, multă lume, și nu-i știe, nu fac lucruri să iasă toată ziua pe televizor să facă gălăgie, dar când atunci când ies și fac ceva, propun ceva, se vede. Da? De asta spun, am îmbrățișat, eu am fost în contact cu acest partid înainte de a-mi da demisia din USR. Deci m-am întâlnit cu ea, am stat de vorbă, i-am urmărit. Nu a fost o decizie că am pocnit și mi-am dorit eu să fiu președinte de filială județeană, cum probabil sigur se va interpreta de către anumiți foști colegi din USR. Nu. Este doar, am plecat singur, puteam să iau filiala sau să fac răutăți, să iau filiala, am decis și am plecat singur, am respectat colegii, mă întâlnesc cu colegii mei de la USR Girov, îi respect, ne înțelegem foarte bine, n-am nicio problemă cu oameni. Am foarte, așa cum bine ați menționat, sunt foarte mulți oameni, foști membri USR, care își dau demisiile, filiale întregi, și sunt în contact cu ei și vor să vină alături de mine, alături de Ovidiu Stoian. Aici nu e vorba de mine, Irinel Petrariu, că e rău de gură și e bățos sau face lucruri. E vorba de principiile pentru care m-am bătut în USR și lumea știe, colegii știu. Și probabil că din cauza asta sunt acceptat. Da? Și sunt apreciat, nu acceptat. Mai vreau să fac un comentariu referitor la răutățile pe care telespectatorii sau unii telespectatori le văd. Nu sunt răutăți, da? Doar că ne-am săturat, pentru că dacă intrăm și vrem să facem o politică altfel, în primul rând trebuie să dovedim noi că suntem altfel. Noi ca indivizi, eu ca membru de partid, trebuie să dovedesc că am alte principii. Nu pot să vorbesc de maturitate politică atunci când interesul meu sau când îmi este pus în pericol funcția mea. Nu pot, adică devine ipocrit, devine un discurs fad, în care faptele nu vorbesc de la sine. Bun, deci aproape inevitabil, va trebui să vă poziționați vis-a-vis de celelalte partide. Să vă poziționați ca discurs, ca... De unde credeți că vor veni voturile spre partidul acesta? Din ce zonă? De la cetățenii nemulțumiți, care au viziuni de stânga, de dreapta, cei care... Vizați voturile de la cei nemulțumiți de PSD, cei nemulțumiți de PNL. Mă interesează de ce? Pentru că se vorbește foarte mult de tot felul de alianțe. Ori vreau să știu cui vă adresați și care sunt acele principii pe baza căruia funcționați. Că la PSD știm care sunt principiile în funcție de perioadă și interes, la PNL știm care sunt principiile, ne uităm spre PSD. În general, lucrurile sau așa. La dumneavoastră, pe ce principii mergeți și cum veți reuși să atrageți electorat și care va fi acest electorat? Domnul Bălănescu, foarte bună întrebarea dumneavoastră. Și am să... Nu sunt atât de deștept. Eu citesc întrebările care le primesc. Atunci, foarte bună întrebare venită din partea telespectatorilor noștri. O mică, adică am să vă permit să... Vă rog frumos. Să-mi dați voie să fac... Nu vă întrerup. Noi, cei din Împreună pentru Moldova, în general ne adresăm tuturor cetățenilor. Nu ne adresăm unui electorat nemulțumit de o anumită viziune, un simpatizant PNL, USR, PSD.
ci ne adresăm tuturor celor care înțeleg că nevoia dezvoltării Moldovei trebuie să devină ieri, trebuie să înceapă de ieri, nu de astăzi sau de mâine. De ce? Pentru că uitați-vă la noi și vă dau o chestie concretă, da? Am mama soacră, da? Are o problemă de sănătate și mai concret are măduva spinării ruptă, a căzut, că e bătrână, da? Și de 3 luni de zile stă în spital, stă în pat din cauza că cei de la Spitalul Român au spus că nu este decât o simplă contuzie, da? Am umblat chiar ieri, am fost la Târgu Mureș, am făcut un test COVID la o companie privată, n-am să-i dau numele că nu așa, și trebuia să ne vină răspunsul în 5 zile, am vrut să o internăm, aveam programare la o clinică privată să operăm, pentru că nu putem în spitalele de stat, nu se mai poate decât cu COVID-ul, și ne-am întors înapoi, știți de ce, domnul Bălănescu? Pentru că acea firmă privată care face teste COVID, da? Nu ne-a dat răspunsul în 5 zile, iar perioada de expirare a acelui test COVID este 5 zile. Iar ieri dimineața am stat 6 ore în fața clinicii așteptând pe e-mail să ne vină răspunsul că este soacra, mama soacră este pozitiv negativă. Sau negativ, da, ca să o putem opera. Deci asta este o problemă sistemică a întregului sistem sanitar din România, pe care fiecare dintre noi la momentul ăsta și de fiecare dată când ai o problemă de sănătate, o înfrunți. De fiecare dată când mergem pe stradă, vedem gropi, vedem șosele neterminate, vedem investiții proaste, asta nu ține de un anumit partid sau de o anumită ideologie, ține de ce-ți dorești tu, în ce țară vrei tu să trăiești. Nu putem să venim din Italia sau din Spania sau din America și să ne comportăm la fel ca cei care n-au ieșit. Nu putem să dorim o țară ca afară, să ne propovăduim pe televizoare, dar să nu facem nimic pentru țara noastră, pentru comunitatea noastră, pentru producătorul local. Da? Cum ne promovăm cultura? Cum ne promovăm tradițiile? Cum ne promovăm capacitatea intelectuală? Cum ne promovăm abilitățile de a produce ceva? Dacă nu începând de la comunitatea locală pe care o avem. Și trebuie să identificăm foarte bine scopul și țelul pe care îl avem în dezvoltarea Moldovei. Pentru că până acum toată lumea a venit cu propuneri care n-au ajuns niciodată la finalitate. Asta nu ține de un partid sau de altul. Noi ne adresăm acelui electorat care își dorește schimbarea. Și aici găsim electorat și în PNL, și în PSD, și în Pro-România, și în USR, și în UDMR, și în toate partidele politice. Electoratul își dorește schimbare. Tocmai așa începusem să discursul de astăzi, emisiunea de astăzi, să vă spun. Eu mă ancoresc mai mult, poate, în realitate decât în politică și merg pe stradă, comunic foarte mult cu oamenii, cu cetățenii, mai ales la mine, la Girov, în Piatra Neamț, unde am crescut. Da? Sunt un locuitor și un crescut în Piatra Neamț, în Mărăței. Foarte multă lume din Piatra mă cunoaște. Și am stat 20 de ani în străinătate. Când mă întorc în oraș, am aceleași gropi, am aceleași trotuare neasfaltate. Înțelegeți? Vă întrerup totuși. Sunteți întrebat ce a mai făcut domnul Petrariu în trecut, ce îl recomandă, întreb serios. Eu îl văd și îl aud pentru prima dată. Este un telespectator care nu v-a mai auzit. În 2 minute, spuneți ce vă recomandă pentru această poziție pe care o aveți și ce ați mai făcut în trecut. Eu știu că ați mai spus lucrurile astea, dar e bine, telespectatorii se schimbă. Da, ce am făcut în trecut, am plecat din România în 1999, în 2000, da? spre finalul anului 99, și am petrecut 20 de ani în Occident, muncindu-mi și creindu-mi un viitor, pe munca și pe banii mei. Provin dintr-o familie normală, tata a fost zidar și mama liftieră la Petrodava. Da? Deci nu provin dintr-o familie cu bani. Am plecat pe drum să-mi fac un viitor pentru mine și familia mea. Și eu zic că am reușit. Pentru mine. Sunt mulțumit cu ce am. Am lucrat în America, am lucrat în Italia, în Irlanda. Fetele mele sunt cetățeni irlandezi, da? Au cetățenie irlandeză în curând. Da, dar ei au crescut tot timpul în România. Da? Și am îmbrățișat întotdeauna sistemul de educație din România pentru că așa am considerat de cuvință că este mai bun. Am lucrat la New York, am lucrat în Norvegia, am văzut țări civilizate. Asta mă recomandă, că doresc să schimb. Ne-am obișnuit ca în România să fie doar diploma să vorbească, doar dacă ai un anumit statut social și ne împăunăm cu acel statut social, dar nu facem nimic pentru cetățeanul de rând. Lăsăm oamenii simpli să moară doar pentru că nu au valoarea socială sau statutul social al nostru.
Și nu ne punem noi cu, suntem noi și alții. Iar clasa de mijloc, cea care duce greu problemelor economice, sociale și culturale, este din ce în ce mai mică și distanța dintre bogați mai mare. Da? Și numărul celor din clasa medie este cel din ce în ce mai mic și distanțarea este să ne transformăm ușor-ușor în săraci și bogați. Nu, în 2020 nu mai avem voie să trăim ca în feudalism, adică ăia bogați să aibă prea mult. Noi ne adresăm clasei de mijloc, vrem locuri de muncă, vrem o Moldovă dezvoltată. Asta mă recomandă. Mă recomandă principiile pentru care, pe care, la care nu am abandonat și principiile în care cred și în, care, în modul în care mi-am educat copiii mei să muncească pentru bani. Nu să lasă că de tata, nu contează. Nu. Ce are tata este al lui tata și al lui mama. Da? Tu muncește, fă-ți un viitor, iar dacă tata îți dă ceva, este un plus pentru tine. Deci asta este educația pe care la ora actuală eu o dau copiilor mei și credeți-mă, fetele mele au înțeles perfect. Deci vorbiți cu copii de 15-16 ani și știu și discut cu ele probleme de bursă, ce e aia bursa, investițiile în aur, de ce cade bursa de la New York, ce înseamnă o criză economică, cum trebuie să te protejezi, de ce creștem noi găini și de ce facem agricultură ecologică și mâncăm din grădina noastră, chestii de genul ăsta. Asta mă recomandă. Da, comentariu. Noi deja avem acum conducători cu diplome, dar fără educație. De aceea suflăm și în iaurt. Da. Este doamna care v-a întrebat. Da. Păi educația vine din fapte, nu din diplome. Din rezultate, că pomul bun se cunoaște după roadă. Eu dacă am crescut o familie corectă, da? Și sunt un om normal și corect, asta cred că spune mai mult decât 7.000 de diplome pe care le-am cumpărat cu bani sau le-am luat așa cum le-am luat, după cum am văzut modelul plagiatelor. Da? Cred că suntem țara cu cel mai mare număr de doctorate din Europa. Și nu suntem în stare să... suntem acolo în top oricum. Și nu suntem în stare să mai măturăm o stradă. Da. Care este, din punctul dumneavoastră, diferența dintre piatra neamț, ea zice și neamț și occident? Diferența este că... Am niște telespectatori care îmi fac meseria mea, deci eu n-am nicio problemă. Am înțeles. Deci sunt așa de mulțumit. Aveți ajutor cu calitatea celor care se uită la emisiune, încât câteodată spun așa, Doamne, dacă aș putea să transform întrebările în întrebări audio, să intre automat, eu aș putea să mă duc să-mi beau cafea liniștit. Deci, care este, din punctul dumneavoastră de vedere, diferența între piatra neamț și occident, și raportați-o și la ceea ce vrea partidul. Deci, diferența... dacă tot e să facem emisiune. Știți cum e, dacă vrem să raportăm diferența de neamț, nu trebuie să mergem în Occident. Raportați neamțul, județul neamț, la Cluj, la Ciugud, comuna Ciugud. Haideți să raportăm județul neamț la comuna Ciugud. Vă invit pe toți să mergeți acolo, comună cu 3.000 de oameni. Să vedeți ce a reușit primarul ăla. PSD, a fost primar PSD și culmea l-au dat afară și acum este primar independent. Să vedeți ce a reușit să facă. Am fost acolo, am stat de vorbă cu oamenii aia. Să vedeți școli inteligente, să vedeți școală construită în 3 luni, să vedeți copii care au toalete suspendate cu robineți, cu senzori, da? Cu apă caldă, cu apă rece, cu uscătoare de mâini. Copii de clasa 4-a, 5-a, unde nu se fură hârtia igienică, unde nu se fură detergent. Unde este hârtia igienică? Păi, unde nu dispare, da? Te duci și vezi... Adică ajunge la locul la care trebuie să... trebuie, da? Când vezi că dacă bate soarele, dacă e soare afară, luminozitatea la geamuri și în cameră scade și este reglată electronic și temperatură și luminozitate. Ai table electronice în care copiii toate lecțiile le primesc pe mail. Oare cum ar fi arătat județul Neamț? Școlile din Neamț? Dacă am fi avut școala din Ciugud, toți copiii noștri nu mai trebuiau să stea acasă. Fetele mele stau acasă. Am o fată anul viitor de bacalaureatul. Da? Fata mea învață și copiii mei învață bine, da? Chiar foarte bine. Și îmi spune, tati, eu nu, dacă ăștia nu ne dau voie să fac, eu nu vreau să mai pierd un an. Am pierdut sau acasă de 6 luni. Eu pierd, vreau să ajungă la magistratură, unde vrea ea să meargă. Nu știu. Și am zis, tati, nu depinde de noi. Asta este, nu trebuie să mergem în Occident, trebuie să mergem în Vaslui. Este o comună, nu-mi scapă numele acum. Să vedeți ce comună. În Vaslui. Da, în Vaslui. Este o comună, dacă vă duceți și vă uitați, o să rămâneți, zici, bă, nu se poate. Deci cum? De ce trebuie să merg în Occident? Adică doar occidentalii știu să fac un lucru corect.
Israelul este ridicat de români. Când mergeți în Israel, mamă ce autostrăzi, dar puțin știu că foarte mulți români din Piatra Neamț au lucrat acolo și au ridicat autostrăzile alea. Avem și generali în armata israeliană din Piatra. Da, da, da. Ei, despre asta nu vorbește nimeni. Nu. Deci noi am uitat să mai facem lucruri. Am uitat, nu mai vrem să mai facem lucruri pentru că punem interesul personal înaintea interesului comunității în care trăim. Arătați-mi și mie cum ar arăta Girov, unde locuiesc, da? Cu un parc decent. Chiar aseară am discutat, am stat la o bere și cu niște prieteni din Girov. Și îmi spunea ospătarul care lucra, că domnule, am copil mic, n-am unde să-l plimb, n-am un parc unde să-l plimb. Stăm la Girov, la 5 minute de Piatra Neamț, nu avem, sunt sate neconectate la apă. Neconectate la... N-avem canalizare, că nu ne-a lăsat domnul Olaru canalizare. A luat-o cu el. Da? N-avem gaz. Când suntem înconjurați de comune care sunt conectate la gaz și Girov nu are. La asta ne uităm. Nu trebuie să mă duc în Occident. Adică cerem chestii de bun simț în primul rând. Că nu vrem... Vorbim de informatizarea sistemului da? Administrativ. Păi mergeți la Ciuguță, vedeți că fiecare bătrânic are card. Card de cetățean, se cheamă cardul cetățeanului. Țineți minte că acum 4 ani la Piatra Neamț a fost o asemenea inițiativă și toată lumea a râs și a zis, dom'le, ce înseamnă cardul cetățeanului? Aș fi un ipocrit să spun că țin minte pentru că eram în Occident atunci. Okay. Da? Dar ce vreau să vă spun este că funcționează. Dacă funcționează într-o comună în care oamenii, da? Oamenii se duc o băbuță de 70-80 de ani, se duce și plătește online. Asta spune mai mult decât tot Occidentul. Sunt orașe în Occident care nu au cardul cetățeanului. Pentru cei care sunt în Occident știu ce vorbesc. Da? Despre asta vorbim, despre asta este împreună pentru Moldova. Să aducem acea bunăstare și nu trebuie să mergem peste hotare. Că uitați-vă, în curând nu ne mai lasă să mai circulăm pe nicăieri. De, fim bucuroși așa că circulăm la noi în țară. Ați văzut? Asta pentru că Uniunea asta este. Impune și reguli și restricții. Da. Da? Și ne bucurăm că protecția cetățeanului este importantă. Dar împreună pentru Moldova despre asta este. Este despre a da cetățeanului ceea ce merită. Adică condiții decente de trai. Pentru că noi plătim la fel taxe și impozite așa cum plătesc și cei din Constanța sau din Cluj, din Ardeal. Vă din pot București, contrazice câteodată. Sau poate mai mari. Poate mai mari decât ale lor, da? Pentru că, uitați-vă, iarăși revin la Girov, da? O comună în care gunoiul este cel mai scump gunoi din județ. Și mai nou am avut surpriza vineri după o sezizare pe care am făcut-o primăriei și am cerut să îmi dea o copie a contractului între societatea Bratner și primărie și mi s-a spus că este top secret după legea 544. Deci cam aici trăim noi. Ei, noi asta vrem să facem. La Împreună pentru Moldova trebuie să rupem treburile astea, să dispară. Trebuie să oferim cetățeanului condiții decente. Uitați-vă că a plouat zilele, perioada asta, a plouat foarte mult. 10 minute de ploaie torențială și orașul e inundat. Toate comunele sunt inundate. De ce? Pentru că nu sunt investiții în rețeaua pluvială. Bă, contrazic, s-au investiții făcut... sunt. Pe hârtie. Investiții dar nu sunt. Se găsesc și în teren. S-au și făcut, dacă țineți minte, la Girov a fost și condamnat un constructor pentru păi că... tocmai de asta spuneam. Dar de asta vă spun. Adică, într-adevăr, ar trebui o altă abordare a lucrurilor. Asta spun. Mă bucur foarte mult că ați spus despre cardul cetățeanului la Ciugut, pentru că, repet, acum 4 ani a fost așa un fel de... Hai bă, ce veniți cu idei de genul ăsta? Care, în altă parte, funcționează. Da, dar dați-mi voie să vă fac o precizare referitor la treaba asta. Deci în momentul în care a apărut cardul cetățeanului, toată infrastructura este pusă la punct. Este pregătită pentru așa ceva. Pentru așa ceva. Adică, aici e problema. Adică Ciugudu are gaz, canalizare, rețelele toate rețele de internet, de electricitate, trase prin pământ, pregătește cartiere rezidențiale în care tu nu mai vii să-ți construiești casa cum vrei tu. Îți dă 3 modele de casă și îți alegi din ele. Astea le poți construi aici dacă vrei. Și dacă construiești o casă ecologică, probabil că ai și un avantaj. Șoselele toate, rețeaua de șosele este toată asfaltată, trasă la punct, da, puse cu trotuare, iluminat inteligent cu LED, da. Avem proiect de grădiniță în real estate, în real estate-ul respectiv, avem grădiniță, parc conceput acolo. Deci până la cardul cetățeanului sunt pași importanți pe care trebuie să-i facem. Absolut. Nu putem să venim cu digitalizare. Digitalizare o avem.
Acum a funcționat pe perioada restricțiilor. Dați voie să vă spun că nu prea a funcționat. Dar funcționat. O avem. Nu trebuie, nu cred că este cea mai mare problemă. Când eu nu am apă să mă spăl pe mâini și mi se spune, spălați-vă pe mâini, dar eu mă duc la școală și n-am să pun. Cum pot să mă spăl pe mâini fără să pun? Sau mă spăl, așa mă spăl în baltă, că e același virtual. Lucru. Virtual. Virtual, da. Virtual. 3D, să spunem așa. Despre asta este Împreună pentru Moldova. Abordarea pe care timp de 30 de ani toate partidele politice au avut-o și cu regret o spun că și USR începuse pe același trend, dar s-a pierdut, s-a îmbătat cu victoria de la europarlamentare. Îmi pare rău să spun treaba asta. Am foarte mulți colegi pe care îi stimez și sunt acolo membri, dar sunt și ei sunt la fel de dezamăgiți, sigur. Pentru că trendul, dacă USR își păstra trendul, ajungea unde ajungea. Ei, eu garantez un lucru. Atâta timp cât voi fi președintele Împreună pentru Moldova, trendul va fi pentru cetățean. Dacă acest lucru se schimbă, eu voi pleca. Puteți să notați. Am notat. Haideți pe final, spuneți un pic unde poate găsi lumea partidul. Pentru că bănuiesc că încă sunteți în organizare. Noi suntem filiala Piatra Neamț, s-a înființat de curând, așa, după cum știți că v-am trimis acel comunicat de presă sau urmează să fie făcut public. Am dat un număr de contact, o adresă de e-mail. Am făcut o cerere către primăria Piatra Neamț pentru repartizarea unui sediu. Noi suntem oameni care nu avem, deci nu suntem niște oameni bogați care vrem să investim foarte mulți bani în, domne, în campanie. Noi vrem să investim bani în comunitatea noastră. Și o să o luăm așa încet. Deci nu ne facem speranțe, dar dorim și vom avea listă pentru Piatra Neamț de consilieri locali. Eu sper, sunt în negocieri, sper că vom avea și un candidat la primăria Piatra Neamț. Avem filială, în perioada imediată vom avea filială la Roman cu candidat la primărie și vom produce câteva surprize. Vom mai crea filială la Girov și încă probabil câteva filiale cât ne va permite timpul în județ. Da. Haideți să citesc eu un pic din comunicat. Contact secretariat la Piatra Neamț, domnul Ioan Stoian, da? Dacă nu mă înșel. Da. 0742663956, uite că fac și reclamă, da? Și cam atât aveți ca număr de contact. Da. Dar în general suntem contactați pe Messenger, pe Facebook, e foarte ușor de contactat direct pe mine, pe Ovidiu Stoian, pe Ioan Stoian și ceilalți care sunt. Vă doresc, cum le-am dorit tuturor, multă baftă și pe măsură ce lucrurile se vor mai închega la partid, ne vom mai vedea. Bineînțeles. Vreau să vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-ați oferit-o să pot prezenta partidul pe care îl reprezint. Vreau să mulțumesc celor care ne-au urmărit și care au adresat întrebări pertinente și sper că m-am ridicat. Că cam toate sunt pertinente, deci nu. Am evitat doar să pun întrebări care vin direct din USR, pentru că până la urmă vorbim despre Inițiativa pentru Moldova. Nu vorbim despre USR. Da. Vă mulțumesc și ce să vă zic, aș încheia cu Împreună pentru Neamț, Împreună pentru Moldova. Vă dorim succes. Oameni buni, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Încheiem, pentru că nu am mai primit alte semnale de la alte partide, periplul nostru cu șefii de partide politice din județul Neamț. Dacă ori mai veni, vom vedea, vom discuta. De acum încolo, vrem nu vrem, se apropie campania electorală, ne vom întâlni mai des cu oamenii din partide, dar vom modifica în așa fel grila, mă rog, structura acestei emisiuni, încât să nu ne depărtăm și de la subiectele la ordinea zilei. Eu mâine sper, n-am discutat și n-am aranjat, vreau să-i invit niște oameni care urmăresc emisiunea și să vorbim ce au văzut ei interesant în emisiunile cu șefii partidelor politice. Aștept și întrebări și păreri, le voi citi, pentru că poate încercăm să tragem o concluzie între noi, așa? Eu am spus întotdeauna că aici beneficiez de cel mai,
cel mai elevat public din Neamț. Și lucrul acesta mi se întărește în fiecare zi, pe măsură ce văd întrebările care vin, observațiile care vin, îmi scot pălăria în fața dumneavoastră. Cele bune, să aveți o zi deosebită!